România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România pentru orice democrație occidentală, inclusiv pentru cea a României. Ziua de astăzi este una crucială care trebuia însoțită de ample dezbateri. Votul pentru judecătorii Curții Constituționale este cheia de boltă a oricărei democrații. Ar trebui să știm totul despre oamenii propuși, ce viziuni au asupra unor subiecte care țin de legiferare, infracțiuni sensibile, drepturi civile, chiar și orientare sexuală. În România este o mare tăcere în această zonă, cu excepția online-ului, și am să vă explic în această emisiune de ce se întâmplă asta. Dar mai întâi faptele, așadar mandatul a 3 judecători constituționali încetează în luna iunie. Este vorba despre Valer Dorneanu, Mona Pivniceru și Daniel Morar. Fiecare va fi înlocuit de către un trimis al Camerei Deputaților, al Senatului și al Președinției. La ora la care vorbim, deja știm că senatoarea PNL Iulia Scântei va fi judecător al Curții Constituționale. La Camera Deputaților încă este votul în desfășurare, dar aproape sigur vă spun că Bogdan Licu, procuror sprijinit de PSD, va fi membru al Curții Constituționale. Din partea președinției va fi propusă consiliera Mihaela Ciochină. Problema cea mai mare în aceste denumiri este la domnul Licu. Domnia sa este absolventul unei facultăți particulare, Spiru Haret, numită chiar de un ministru al educației ca fiind o fabrică de diplome. Chiar această facultate a fost absolvită cu note mici, 6, 7. Mai mult de atât, domnul Licu este acuzat de plagiat, iar în lucrarea sa de doctorat sunt suspiciuni grave. Doar că domnul Licu a renunțat la teză și a făcut tot ce îi stă în putință ca să împiedice un verdict. Să vă mai spun că lucrarea sa de doctorat a fost coordonată de inegalabilul general Gabriel Oprea. Știți despre ce vorbesc. Să mergem mai departe. Domnul Licu a intrat în magistratură având ca student medii foarte slabe sau slabe și într-o perioadă în care nu trebuia absolvit institutul de profil. Cariera lui s-a împlinit după două stagii, unul la MAPN și altul la SRI. Apoi a urcat la colegiile celor două instituții, sunt niște instituții de învățământ superior. Apoi a urcat pas cu pas în carieră, fără a avea dosare spectaculoase, deși susține că a avut, a ajuns membru al CSM, a devenit procuror general adjunct și temporar chiar procuror general al României, interimar pentru câteva luni. Este clar însă că drumul său, așa cum e descris de mai multe publicații de presă, nu respectă întru totul criteriile de integritate ale Breslei și mai ales ale unei astfel de numiri. Plagiatul de care este acuzat este chiar din teza unui contracandidat la funcția de membru al Curții Constituționale, e vorba de Cristian Danileț, care nu are șanse la această funcție. Nu există dubii în acest moment că domnul Licu va fi numit în câteva minute. În ciuda celor clamate în spațiul public, domnul Licu a fost sprijinit și numit în funcții în toți acești ani de Traian Băsescu, de Klaus Iohannis sau de Victor Ponta. După o astfel de numire, iarăși deciziile CCR vor fi puse mereu la îndoială. Nu e de ajuns că până acum l-am avut pe specialistul Valer Dorneanu, care pleacă într-o lună de zile. Sau că l-avem pe domnul Stan de la SIJ, îl mai știți, da? O astfel de instituție sau o astfel de numire ar trebui acordată doar unor judecători al căror profesionalism este dincolo de dubii, dar România alege invers. Ori statul român ar trebui să nu-și mai permită acest lucru acum. Nu poți șovăi astfel în momente cheie. În privința opiniilor sau a credințelor acestor magistrați constituționali, libertatea este cheia, indiferent că ne enervează. Dar în privința profesionalismului și al credibilității, ar trebui ca aceste numiri să fie impecabile. Ori, nici de data asta nu s-a întâmplat asta întru totul. Așadar, eu vă chem la dezbatere. 0372069599. Repet numărul de telefon, puteți să ne sunați de oriunde din lumea asta, 0372-069-599. Și vă întreb așa, poate ajunge un student de nota 5 judecător la Curtea Constituțională? Ce vă spun vouă aceste noi numiri la curte și, de fapt, cum ar trebui să arate profilul unui judecător? Până la urmă, de ce nu renunță clasa politică la astfel de numiri, prieteni? 0372069599. Putem numi judecători la Curtea Constituțională astfel? Hai să începem dezbaterea. Mihai, salutare, bine ai venit la noi. Nu-l avem pe Mihai acum, să mergem la Ioana. Salutare, Ioana.
Ioana? Ioana, bună ziua, da? Vă salut. Salut, Ioana. Într-adevăr, putem, dacă vrem. Dar, din păcate, notele mici vin la pachet și cu anumite trăsături de caracter care nu... Cum să spun? Adică oamenii care au caracter nu sunt numiți sau nu vor să se amestece în astfel de chestii. Își văd cinstit de treaba lor. Eu, de exemplu, am făcut lucrarea de diplomă, probabil prima pe țară, despre Mircea Cărtărescu și a fost notată cu 9, în timp ce alte lucrări de licență au fost notate cu 10, deși se știa că au fost copiate, cum se zice, copy-paste. Deci, probabil, aceste situații se întâmplă la orice nivel. De ce? Este întrebarea. Pentru că cei care pot și ar trebui să vorbească, nu se complică. Iar cei care n-ar avea dreptul sunt ajutați să ajungă în pozitie, care la rândul lor ajută alții să ajungă de teapa lor, cum se zice la noi la țară. Când se vorbește despre adică sistem. Adică se duc unii pe alții... Da, se duc unii pe alții. Asta este clar în momentul acesta, că se duc unii pe alții. De fapt, ce te supără cel mai tare la tipul ăsta de numire? Sau de vot, că uite-i vot. Pentru că știu, cunosc situații de oameni foarte capabili care nu reușesc să ajungă și la un moment dat se, să zic, consolează și își văd de treaba lor. Adică oamenii buni nu se mai bagă în chestiunea asta. Mulțumesc, exact. Mulțumesc mult, Ioana. Felicitări pentru teza ta. Chiar și cu nota 9, câtă vreme e muncită, este bună. Bănuiesc că oamenilor serioși nu le trece prin cap să renunțe la teza de doctorat. Doru, salutare, bine ai venit la România în direct. Putem face astfel de numiri? Bineînțeles. Ok, să argumentăm atunci. De făcut, s-a făcut. Păi argumentul este foarte simplu. O doamnă care a terminat facultatea cu nota 5 a ajuns procuror general al României, doamna Codruța Căveși. Iar acum este procuror general european. Vi se pare normal? O doamnă care a fost suspectată de plagiat și oarecum demonstrat, dar ne-am prefăcut cu toții că nu vedem, a ajuns un procuror general. Un plagiat mai mic decât al domnului Licu. Ar, mai mic decât Licu, 5%. Nu știu, da, dacă 5% la domnul Licu, plagiat înseamnă mai mic. La domnul Licu e 26%, fi... da. No, eu explic cum arată faptele, tot da. Tot plagiat se numește. Tot plagiat se atunci, numește, da. De ce vă mai mirați? Aș dori ca lucrul acesta să-l repetați în emisiune pentru cei care intră mai târziu, ca să înceapă o discuție corectă. Adică faci comparație între cariera doamnei Chioveși și a domnului Licu? Nu, pun chiar semnul egalității. Ce dosare, discuție, ce dosare importante profesionale are domnul Licu? Nu, am pornit de la zero. Zero înseamnă nota de absolvire. Dumneavoastră ați adus-o ca și argument în discuție. Nota de absolvire a amândurora este una la care n-ar fi putut niciunul dintre ei să ajungă acolo unde au ajuns. Punct. Deci nici doamna Căveși și nici domnul acesta nu-l cunosc, n-ar fi putut să ajungă nici măcar să fie puși în discuție astăzi în vreo comisie. Nu vorbesc de a, cum să spun eu, de a deține funcții importante în statul român. Și totuși... Iar suspicionați de plagiat au fost amândoi și asta mi se pare la fel de grav și la unul și la celălalt. Și totuși evoluțiile lor profesionale au fost diferite. Pentru că sunt susținuți fiecare de alt partid, de alte servicii și așa mai departe. Dar de unde știi că nu sunt susținuți de aceleași servicii? E posibil, sigur că da. Absolut, absolut. Dar e nu... nevoie de contradicții, întotdeauna. Nu... Și de oameni pătați care să poată fi trași de urechi la... Dar timpul respectiv. Eu mă uit aici că totuși e o diferență majoră la ce lasă doamna Chioveși în urma sa cu greșelile pe care le-a săvârșit
cu tipul de numire pe care l-a spus. Greșelile înseamnă că deja e o suspiciune acolo, că greșelile acelea i-au puse. Oameni fără greșeală nu există. Adică, de ce? Tu greșești, Doru, tu greșești numai dacă ți se impune sau cum? Doamne, iartă, adică există suspiciunea dacă că... Dacă lucrez în sistem, așa, înseamnă că am un șef și că trebuie să ascult de cineva. Domnul de astăzi, care va fi probabil votat, ca și doamna de la PNL, ascultă de cineva. Ei nu sunt de capul lor. Dacă am avea sistemul constituțional american, unde acești domni ar fi aleși din rândurile noastre, ar fi mult mai simplu și nu ne-am mai pune aceste întrebări. Sistemul constituțional american... sistemul constituțional american alege judecători cu o înaltă calificare și profesionalism, chiar dacă au opinii controversate și oamenii se bat politic pentru asta. Dar nu ați auzit nicio secundă despre unul dintre ei că a fost un student slab și nici că are vreun plagiat în traistă. Nu sunt în măsură să comentez. Eu sunt aici, american, sunt în măsură, da. Dar sistemul românesc este unul ciopărțit și ciopărțit încă de la domnul Traian Băsescu încoace. Da, au zis că... a distrus o parte foarte importantă a Constituției, punând pe aceeași linie judecătorii cu procurorii și considerând magistrați, ceea ce este Băsescu incredibil. Da, domnul Traian Băsescu n-a pus asta, nu domnul Traian prin Băsescu. Prin mâna asta, doamnei de atunci, a ministrei de atunci. Constituția care stabilește lucrul ăsta. Apropo, să știți că doamna Chioveși a terminat facultatea cu note mai mari, 9.41 și 9.37, deci... Nu cred. Că nu credeți. Am și eu colegi care se documentează. Eu nu pot să le știu pe de rost pe toate, dar... Da. Cred că dacă o să aveți răbdarea de a căuta mai adânc, o să vedeți a terminat cu 6. Așa. O să vedeți. Poate că l-a întors cumva, știți cum sunt CV-urile acestea, se mai schimbă. Da. Deci, Laura Codruța Lascu, doamna Chioveși, a terminat 9.41... Deci, medianilor poate de studii. Poate ultimul examen dat la Euro... Haideți, acum 2000. Știți cum sunteți. Între timp, colegii mei care să... pe doamna Octavie și... Nu, dar știți cum e. Acum, dumneavoastră, colegii mei între timp au căutat datele astea și mi le dau și mulțumesc. Să caute datele dumneavoastră, și... da. Să caute... Nu. Printre colegii doamnei Căve și magistrați și ei la rândul lor, adică e posibil ca, eu știu, colegii de doamnei Căve și să știe adevărul. Ar fi interesant de căutat mai adânc. Știți cum e? Căutarea de suprafață, căutarea mai profundă. Haideți, propune. Aici chiar exagerați, adică am pune și un document. Poate că exagerez, dar aici. Văd atâtea exagerări. Păi, văd universitatea, văd în față documentul cu ștampilă. Acum, ce să zic? Deci zice așa, Universitatea Babeș-Bolyai i-a transmis către un jurnalist, azi că vă caut și data, 06-03-2017, ca răspuns la solicitarea dumneavoastră, vă facem cunoscute următoarele informații referitoare la doamna Lascu, actuală Chioveși, media anilor de studii 9-41, media de licență 866. Păi, ați vrut documente să săpăm mai adânc decât atât, ce să zap? Deci, aveți dumneavoastră dreptate atunci, eu nu vă contrazic, îmi cer scuze că am aruncat o asemenea informație. Știu de ce ați aruncat-o, pentru că a existat informația asta în piață, dar ulterior a venit și această chestiune care a rezolvat lucrurile, da? Tot despre... în piață a existat și informația precum doamna Codruța Căveși și ar fi plagiat, lucrarea. Da, și a venit cu un soft și a zis, aici nu, am negat, a venit cu un soft și a zis 4%. Mulțumesc tare mult, Doru. Noi vorbim, da. Ia, termină-ți ideea, hai, ca să nu zici că ți-am luat vorba din gură, că pe aia țipă oamenii că, doamne, dar de ce era contradictoriu? Vorbim de esența lucrurilor. De aceea e posibil ca și domnul de astăzi care va fi votat și alte cazuri să fie în piață și să ne... cum să spun eu, să ajungă subiecte de discuție. Da, păi eu numesc, mulțumesc tare mult, numesc aici domnul Licu, domnul Stan, și mai am îndoi la supra, domnul Valer Dorneanu, mai am semne de întrebare la Curtea Constituțională, să știți, de-a lungul timpului, adică acolo sunt multe semne de întrebare. A revenit, nu a revenit, e Victor din Norvegia, făceam confuzie cu Mihai, primul care n-a intrat. Victor, salutare, bine ai venit la noi. Putem numi un judecător la Curtea Constituțională așa cum l-am descris? Salutare, Cătălin, ție și ascultătorilor. Depinde unde ne raportăm. Dacă ne raportăm la România, da, putem numi. La fel de bine cum am numit un ministru al justiției foarte competent,
dar de o calitate morală aceeași ca domnului Licu, sau cum îl cheamă pe domnul de astăzi. Deci părerea mea personală este că mai puțin contează notele. Contează dacă este util. Ce înseamnă asta util? Este singurul ce înseamnă util? Adică dacă răspunde la comenzi. Dacă e omul nostru acolo pus, e ok. Al nostru însemnând oricare. Cătălin, sunt de dreapta. De mulți ani sunt de dreapta. De mulți ani votez de dreapta. Dar să știi că am o constatare dureroasă. Dragnea a avut dreptate când a spus cu statul paralel. Să știi că statul paralel există. Sunt oameni din spate care îi bagă la înaintare în toate aparatele. În toate aparatele. Nu știu cine sunt. Or fi bubulii. Emilia Șercan a lansat astăzi această întrebare pe Facebook-ul său și spunea, domnule, oare chiar cui aparține această numire? Cine îl sprijină pe domnul Licu de are atât de mult succes, domnia sa? Doamna Emilia Șercan sau doamna Șercan, scuzați-mă, sunt sigur că dacă ar săpa, ar cunoaște. Dar cred dacă că n-a săpat Emilia Șercan, n-a mai săpat nimeni. Da, da, dacă n-a ajuns acum, nu înseamnă că se va lăsa. Cândva va ajunge la rezultat. Dar probabil nu va mai fi de actualitate. Ce să spun? Mai nou și de când cu războiul ăsta acum și cu ce se întâmplă la noi în Europa, am convingerea că avem o grămadă de sabotori prin guvern, prin aparate, în diverse posturi. Și ne mai întrebăm de ce nu putem noi, de ce România nu merge? Merge mereu cu frâna pusă, practic cu frâna la toate roțile. Asta e, am certitudinea că sunt jocuri care mai de care mai meschine, mai azi sunt ai noștri, mâine sunt ai lor, ne dăm în cap unii la alții, ne tragem de păr în față, în spate ne pupăm, și așa mai departe. Iar poporul e prostimea care totdeauna va ține bacul ăia, bacul ăia, alții se vor certa și e vorba aia, întărâtă-i drace că le place. Asta e pe scurt ceea ce văd eu, detașat de la 3000 de kilometri distanță, un tip foarte informat, părerea mea la nivelul meu, că nu sunt de specialitate, dar asta se vede de aici. Îți mulțumesc. Îmi pare rău că e așa. Îmi pare rău că e așa și vreau să vă urez numai de bine. Întrebarea este, problema este, îți mulțumesc tare mult, Victor, problema este că pare că nu învățăm din tipul ăsta de numiri. Uitați-vă la ultimele două numiri date de domnii de la PSD. Deci domnul Stan, care venea cu, fără să ocupe în alte funcții, de la secția, de la SIJ, celebra secție specială, acum domnul Licu, de ce insistă în chestiunea asta? Adică sunt oameni mult mai bine pregătiți și care ar putea să nu ducă la astfel de probleme. Domnul Licu spunea în cererea sa de retragere a doctoratului, știți că a făcut cerere în care să îi se retragă lui titlul de doctor. Zice așa, am formulat cererea de retragere a titlului de doctor dintr-un motiv foarte întemeiat. Privind în urmă, îmi reproșez că nu eram suficient pregătit la momentul elaborării tezei pentru o asemenea etapă. Este cel mai mare regret pe care l-am în activitatea mea și tocmai pentru că regret și îmi reproșez că am tratat cu superficialitate această teză științifică, am inițiat demersul de retragere a titlului de doctor. Recunosc, am realizat o teză cu erori, dar de aici până la susține că am realizat un furt, este o cale lungă și nu pot admite așa ceva. Claudiu, salutare, bine ai venit la noi, dar este de admis o numire la Curtea Constituțională? Salut, Cătălin. Eu nu neapărat cine este numit acolo contează, dar la noi politicul este prea implicat în justiție și justiția în România nu funcționează. Din câte știu, tu ai terminat Alexandru Ioan Cuza, dreptul. Da. Da, așa ok. Este. Deci ca avocat, fără experiență, eu am un proces de 3 ani de zile, dau un exemplu. Da, este un dosar pe fond, da, pe bază de înscrisuri, un dosar simplu și am 3 ani de zile.
judecătorul m-a amânat până acum, am ajuns la 18 la termen. La 18 la termen pe înscrisuri, da? Da, pentru înseamnă decizie. Înseamnă că ai și o parte adversă, da? Foarte pricepută, țin să spun acest lucru. Ok, deci eu am un dosar, da, ca să spun așa, că e, da, de actualitate. Un dosar cu City Insurance. Așa. Da? Așa. Nu am putut nici măcar să mă înscriu la masa creditorilor pentru despăgubiri. Am înțeles. Da? Fiindcă acela judecător tot mă amână și mă amână și mă amână. Și în momentul când a dat City Insurance faliment, da, mi-a venit și mie decizia. Ai instrumente... Care era în defavoare. Cu toate că legea, da, okay, legea spune, Claudiu, deci fiind un dosar de fond pe bază de înscriere. Nu pot să judec, da, cazuri individuale. Trebuie... Claudiu, nu pot să judec cazuri individuale. Nu. Deci este totul politic în România. Nu cred că dosarul, da, privind speța ta cu City Insurance este un dosar politic. N-are cum să fie un dosar politic ăsta, speța ta. Adică multe lucruri sunt politice. Da, aici poate să fie vorba de incompetență, de niște avocați mai mult sau mai puțin pricepuți, de un judecător cu rea voință. Sunt multe tare în sistemul judecătoresc. E greu să cred că o astfel de decizie poate să fie politică, doar dacă... sunt mii de decizii ca ale tale și nu vrea cineva să judece. Bun, dar eu te întreb altfel. Tu, ca avocat, da? Sau judecător. Deci, un dosar de fond care nu necesită audieri de martori, da, anchete sociale... Înțeleg. De ce la mâini atât, da, de mult? Cum este la un divorț, per exemplu, cu custodie de copil sau partaj. Nu știu să-ți răspund, Claudiu. Nu trebuie să-l rezolvi cât mai urgent? Ba da, așa ar trebui, dar nu știu să-ți răspund la acest lucru, ce se întâmplă cu dosarul tău, dar pot să-ți spun altceva. Că există instrumente la îndemână, poți sesiza, da, CSM, poți sesiza chiar conducerea. Nu, în momentul de față sunt la Curtea de Apel Bacău, fiindcă sunt din Neamț, da? Și aștept și de acolo un gen notificare să văd când mă prezint la apel, fiindcă normal că voi contesta acea decizie. Okay. Fiindcă acel judecător, dar asta are... nu a judecat după lege. Mulțumesc, Claudiu, dar nu poți să judec spețele individuale cu toată bunăvoința, cu datele pe care le pui la dispoziție. Dar ceea ce te îndemn este să folosești toate căile pe care le are la dispoziție un contribuabil în această țară pentru a semnala faptul că dosarul tău nu a fost judecat cum trebuie sau de maniera care trebuie. Și oamenii aceștia au șef și pot să faci lucrul ăsta cu mare ușurință. Vă întorc la dezbaterea de astăzi, pentru că între timp a venit și numirea domnului Licu. O secundă că am aici. Bogdan Licu este votat cu 208 voturi pentru, contra 93 din 312 deputați prezenți, Cristian Danileț a luat 59 pentru și contra 242. Deci nu exista niciun dubiu pentru această numire. Lucian, salutare! Ce înseamnă numirea asta pentru sistemul românesc constituțional? Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră! Ce vreau să vă spun este că numirile astea care se fac pentru că oamenii respectivi pot fi manipulați și nu înțeleg de ce nu se respectă principiile statului de drept în România. Adică pe ce se bazează statul de drept în România? Sunt cele trei puteri, da? Puterea executivă, puterea legislativă și puterea judecătorească. De ce se amestecă puterea legislativă cu puterea judecătorească în momentul în care numește judecători? Curtea ce înseamnă să numească ei judecători? De ce să numesc? De ce nu se numesc magistrați dintre ei la Curtea Constituțională? Ei între ei. Nu se numească politicul. Politicul spune oamenii lui și ajungem la decizii de genul ce s-a întâmplat astăzi cu colectiv și se întâmplă de 6 ani. Bine, da? Că ai menționat colectiv. Întindem... Bine că ai menționat colectiv, da? Adică tipul ăsta de numiri la un moment dat dereglează lucrurile în sistem, ajung ca ele să nu mai funcționeze, da? Și ai amânări peste amânări peste amânări. Vă promit că o să discutăm despre colectiv. De-al minter eram pregătit să vorbim astăzi despre colectiv, pentru că așa după toate semnele ar fi venit o sentință. Cred că spațiul românesc
are nevoie de sentința asta pentru a face lumină în această tragedie a poporului român, da? Pentru că lumea trebuie să... și multe alte sentințe care nu se dau la timp. Da, multe alte. Se tot amână până se prescriu, până aici oamenii există... pleacă din țară, îi aici pierd nu. Din vedere nu, și așa mai aici departe. Nu se poate prescrie nimic. Deci aici așteptăm o sentință, nu mai e vorba de prescriere. Ok, acest dar lucru... tot așteptăm până, uitați, unul dintre... A murit. Din câte am înțeles, a murit. A murit. Cu cel mai pedepsit, cu ce mai pedepsim persoana respectivă pentru ce a făcut? Nu mai putem să pedepsim cu nimic. Da? O tot întindem până când nu mai avem ce să le facem. Amânarea se datorează unui lucru pe care cred că tot Curtea Constituțională l-a adus în față, dar poate e și normal să fie așa, multe lucruri nu ne plac, dar s-ar putea să fie corecte. Spune în felul următor numim, legea. O secundă, o să, îți răspund imediat și la asta. Legea spune în felul următor că o sentință în penal trebuie să vină odată cu motivarea. Până acum era altfel. Să dădea sentința la imediat după proces, la câteva zile, iar pentru motivare așteptai câteva luni. Acum, judecătorii sunt obligați, ca în momentul în care anunță sentințele, să spună și de ce au luat hotărârea respectivă. Și acum sunt pregătit să-ți răspund, dar nu o să-ți placă răspunsul meu la ce ai spus tu, de ce se amestecă politicul. Politicul se amestecă pentru că această curte constituțională este un arbitru între puterile statului și pentru că, în realitate, potrivit sistemelor constituționale de la noi și de aiurea, dacă vrei, ele sunt curți politice, da? Ele tranșează curente mari din societate și ai nevoie de acest tip de decizie. Ăsta este motivul pentru care politicul să numească. Pentru că altfel te-ai întreba de ce nimeni nu controlează numirile pe care magistrații le fac între ei. De ce, domnule, ajung să se numească ăștia între ei fără nicio pârghie de control? Noi credem că în Parlament avem destule minți luminate care să răspundă acestor chestiuni. Da, i-am votat. Oamenii votează potrivit propriilor credințe, nu potrivit ordinului de partid. Nu, votează propriilor interese, nu propriilor credințe. Da. Votează conform propriilor interese. Când interesează ceva, votează în scopul respectiv. Cum se votează și acum, da? În defavoarea domnului Cristi Danileț, se votează un judecător care n-are niciun merit să ajungă la Curtea Constituțională. Doar că poate fi manipulat și atunci partidele care îl pot manipula l-au pus acolo. De ce l-ai fi votat pe Cristian Danileț? Pentru că mi se pare că dintre toți cei care astăzi se vor vota, este omul cu coloană vertebrală. Pentru că a avut lori de... sau a avut puncte de vedere exprimate în spațiu public. Are curajul să le țină piept politicienilor ăsora care fac ce vor. Ok. Mulțumesc pentru punctul tău de vedere. Și eu vă mulțumesc. Dan, salutare. Bine ai venit la România în direct. Am pierdut pe Dan, n-am mai avut răbdare. Horia de la Cluj ne sună acum. Salutare, Horia. Astăzi vedem dacă un student care a terminat cu 5 și 6 poate ajunge judecător al Curții Constituționale. Bună ziua. Bună ziua. O primă chestiune pe care ați adus-o în discuție este cea referitoare la încrederea în sistem. Eu sunt avocat de meserie și vă spun sincer că pe holurile instanțelor, unde vezi cu adevărat problemele oamenilor, că oamenii de-aia vin la instanță și la avocat și la, așa zis, și domni mari judecători, cum spun oamenii de la țară, numirea acestui domn va însemna încă un cui în coșugul încrederii în justiție, să știți. Aici va fi marea problemă. Mai e o chestiune pe care dumneavoastră ați ridicat-o. Cea a caracterului politic al curții. Da, într-adevăr, Curtea Constituțională are un caracter politic. Nu este o instanță de judecată clasică, unde trebuie să fie imparțial, apolitic și așa mai departe. Ea este o curte politică. Ea reglează, cum bine ați spus, sau reglează. Mă rog, este un filtru al unor idei mai ample din societate, a unor curente mai ample din societate. Și aici vin și, aș zice altceva, tot raportat la chestiunea pe care ați ridicat-o dumneavoastră, a lipsei dezbaterilor cu privire la acești domni și doamne care se vor judecători la Curtea Constituțională.
ei sunt audiați în Parlament, li se pun niște întrebări, poate vin gata servite, nu știu ce să zic. Dar societatea poate să le adreseze niște întrebări. Ce opinie are domnul Licu sau doamna Scântei sau domnul Danilez despre, nu știu, libertățile fundamentale? Hai să-ți dau eu un exemplu. Uite, ce părere are doamna Scântei, domnul Licu sau domnul Danilez, despre avort? Asta e foarte important. Uite, exact, știi de ce? Zi, pentru că Curtea Supremă a Statelor Unite analizează acum o chestiune care s-ar putea să întoarcă celebra Roe versus Wade. Exact, ca să știe toată lumea, în Statele Unite a apărut astăzi un document care arată că Curtea Supremă de la ei se pregătește să care funcționează ca o curte constituțională exact, în anumite privințe. Se pregătește să aducă un tip de decizie care să restricționeze, chiar să interzică avortul. Da, despre asta e vorba, da. Deci este o chestiune importantă, este un curent în societate, cum bine l-ați numit, că suntem de acord cu avortul sau nu suntem. Asta e secundar în discuție. Uh-huh. Dar e o chestiune importantă pentru societate. Ce părere au acești oameni despre avort? Ce părere au acești oameni despre libertatea de conștiință? Ce părere au acești domni și doamne, nu știu, despre dreptul de proprietate? Dau și eu un exemplu. Oh, dar ce bun e exemplul ăsta la noi! Da, ce părere au despre clasa naționalizată? Încă lucrurile nu sunt clare cu privire. Litigiile cu privire la dreptul de proprietate încă sunt numeroase. Coria, deci nu s-au reglat lucrurile. Îți mulțumesc pentru această parte de emisiune care face lumină. Da? Despre asta este vorba, oameni. Nu mă pretind foarte deștept, dar sunt... Am experiența, mă lovesc de omul care vine la domnul doctor, cum zice el. Domnul doctor, pământul din deal, știți, a venit arendașul și mi l-a călărit. Noi, eu ce fac că bunicul, au fost al lui bunicul? Ce, ai acte pe el? Nu. Nene. Nu. Păi am, dar am fost la primărie și mi-au dat cu tifla. Păi, va trebui să mergem în instanță. Te costă avocatul atât, te costă taxele de timbru atât, te costă expertiza atât și ajungem la vorba unui judecător, că văd că ne place să cităm din marii clasici, din Curtea Supremă a Statelor Unite. Justice delayed is justice denied, spunea cineva. Adică justiția întârziată e justiție negată. Și ajunge la peste 7 ani să constate că o plăti mai mult pentru la domnul doctor, cum zic oamenii de la țară și de prin Ardeal, și constată că nu s-a rezolvat problema. Da. Deci de-aia zic, e o chestiune dureroasă, sunt chestiuni dureroase, mai ales, iar a spus dumneavoastră un lucru foarte important, situația României este una ciudată în această perioadă. Numirile la Curtea Constituțională ar trebui să fie foarte bine cântărite. Și încă aici... ce vă mai spun și vă las. Și vă las ca să nu monopolizăm discuția. Două chestiuni mă surprind în privința domnului Licu. Unu, renunțarea la doctorat. Spune că a fost prea tânăr. Extraordinar. Juridicul este o meserie în care acumulez experiență. Trebuia să scrie încă o carte în care să regleze problemele pe care le-a greșit. Consideră că le-a greșit. Greșim cu toții, omenește și normal. Mari profesori de drept au dat soluții eronate. Deci nu este o problemă. Să renunț la teza de doctorat pentru așa ceva. Și încă o chestiune ați mai spus. A fost susținut de tot spectrul politic. Da. Traian Băsescu, Victor Ponta, care pentru alte persoane nu că s-au împuns, și-au dat în cap. Dar interesant. Pentru el, interesant. Mulțumesc! Interesant. Emisiunea asta... Vă mulțumesc mult! Spor la treabă, Horia de la Cluj. Emisiunea asta continuă să fie extraordinară. Nu o să încetez niciodată să mă minunez cât de bune argumente aveți și cât de mult bun simț aduceți în spațiul public românesc. Asta ca să le răspundem oamenilor care au votat încă o dată chiar în răspărul propriilor lor interese sau ale intereselor naționale. Spunea cineva mai devreme că au interese. Nu, nu au votat conform intereselor lor, au votat conform intereselor de partid pe care nu le mai înțelegem. O astfel de numire trebuie să facă curat în foarte multe părți ale societății. Ori dacă această curățenie nu există, progresul lipsește și bunăstarea lipsește. Ori bunăstarea nu poate să existe numai în rândul stimaților parlamentari români. Nicu de la Dublin sună. Salutare! Putem să facem astfel de lumire la Curtea Constituțională? Domnul meu, noi nu putem.
că nu avem noi puterea să facem treaba asta. Cine poate să o facă, o face fără nici cea mai mic regret sau lămișelie, ca oricare alta. Cert este că e un exemplu foarte bun pentru care noi românii plecăm constant din țara noastră. Poate fi luat așa. Doi, mi se pare ciudat și anormal ca justiția fiind o putere autonomă a statului, cele puterile statului, iar justiția este separată, de ce trebuie să aibă numiri politice? Sunt convins că sistemul de justiție din România are oameni suficient de bine pregătiți care să formeze un consiliu și să aleagă din rândul lor oameni care să ajungă în zonele... Sunteți profund mulțumit de CSM? Pot să vă dau două, trei nume din CSM care pentru mine reprezintă o palmă pe obrazul magistraturii? Da? Și oamenii s-au votat ei între ei. Da. A, și acolo s-au votat ei între ei. Și am văzut niște lucruri uluitoare în acest CSM. Nu mi s-a părut vreodată că e o vreo strălucire așa, da? Un leagăn al integrității CSM-ul. Păi, nu, nici nu mai știu, oare doamna Savonea mai ridică, domnule, Diurnă, că vine de la Chiajna la București? Știți de lucrul ăsta? Știți că era acolo un membru al CSM? Bă, nu mai știu informația asta, trebuie verificată, așa că s-ar putea să fi renunțat, da. Doamna judecător lua Diurnă că venea din Chiajna în București. Știi unde e Chiajna? Idee, cunoști Bucureștiul? Chiajna e între... Chiajna este în interiorul centurii Bucureștiului, e între Giulești și Militari, înțelegi? Păi, adică, ca să vii de la Chiajna până la sediul CSM, îți ia așa cam vreo 25 de minute, dar 20 în diminețile aglomerate. Sunt cam 6 km. Ești pentru treaba asta să lua Diurnă. Băi, nene, băi. Mă mir că nu au pus o judecător la Curtea Constituțională pentru astfel de treabă. Da. Știți, poporul evreu este recunoscut pentru pragmatismul și pentru înțelepciunea lui, când mai ales vine vorba de bani. Și el spune în felul următor, una din zicale, că nu-i prostea la care cere, e prostea la care dă. Prostea la care dă. În cazul ăsta, noi, poporul român, suntem cei în categoria a doua. Fac precizarea că totul este absolut legal, da? Tot ce se întâmplă aici, chiar n-ai altă localitate, deci aia e, e legal, da. Păi din punctul vedere al lui Putin și ce se întâmplă în Rusia este legal. Deci nu e o problemă de legalitate, corect? Bun, ideea este, mie mi se pare aberant ca politicul să intervină în zona de justiție. Sunt sigur că există în lumea asta o groază de modele de justiție care pot fi copiate cu succes și să meargă și corect. Nu trebuie America, să inventăm noi roata. Ascultă-mă, îți mulțumesc tare mult. În America, judecătorii Curții Constituționale sunt numiți politic. Vin în fața Senatului și a Congresului și oamenii votează politic. Nu asta e problema că sunt numiți de politic. Cumva un sistem trebuie să găsim. Problema ține de integritate și de competență. Oamenii aceia, când aduc în fața lumii un judecător pe care îl votează, nu aduc oameni cu semne de întrebare. Sau, dacă sunt semne de întrebare, ele sunt explicabile și venite și disecate în fața publicului. Mai avem timp ca mine, emisiunea asta? 3 minute? Da? Cătălin, salutare, bine ai venit la România în direct. Ne auzim? Ne auzim? Eu aș vrea să punctez două aspecte. Salut. Și cred că sunt... să zic, discuția despre oameni e mai puțin importantă, pentru că asta este destul de subiectivă. Cred că trebuie să ne ducem la cauzele care duc la astfel de numiri. Și eu cred că principala cauza numirilor ăstora foarte ciudate este legat de faptul că nu mai avem criterii. Eu am lucrat în cercetare 10 de ani. Ca să intri în cercetare, vorbesc, nu sunt un nostalgic al fostului regim, dar fostul regim trebuia să termin cu o anumită medie. Dacă nu terminai cu media aia, nu aveai minimul, nu puteai să intri în cercetare, după care dădeai niște examene și trebuia să întrunești niște condiții. La noi, cred că toate numirile care se fac așa, să zic, politic, sunt favorizate de lipsa acestor criterii. Dar și de adică, după mine, asta e marea problemă. Neavând niște criterii, atunci poți să numești pe oricine. Foarte bună observație.
Iar al doilea aspect care mie mi se pare foarte important și ar putea contribui la însănătoșirea societății românești, cred că principalul criteriu în alegerea oamenilor ar trebui să fie onestitatea. Acum, dacă ai oameni foarte bine pregătiți și sunt niște ticăloși, apar niște probleme extrem de grave. Da, dacă ai niște oameni onești, care au capacitatea să recunoască când ajung pe o funcție, că nu știu anumite lucruri, pot să-și aducă niște consilieri foarte buni care să-i ajute și așa mai departe. Dacă ajung oameni de... Știi ce zici tu aici? Cu mari probleme. Știi ce zici tu aici? Tu judeci... Zicala lui Țiriac aici, aia cu hoțul și cu prostul, exact asta judece. Nu, nu, eu pun problema pentru că mie mi se pare, eu am fost un naiv după 90, eu am crezut că România va exploda, va fi o Coreea de Sud, o să facă lucruri extraordinare. Eu am lucrat înainte de 89 și făceam export în condițiile în care statul lucra împotriva noastră, adică... Și totuși reușeam să fim competitivi. Am zis, dom'le, când lucrurile se vor așeza pe un făgaș normal și nu o să mai ne ducem la Consiliul de Stat al Planificării, care ne dădea 10% din cât aveam nevoie să facem export, mulțumesc, atunci lucrurile vor merge. Da, vor merge. Dar... și nu vor merge. Pentru că, de fapt, dacă ne-a ținut ceva în loc tipul ăsta de numire și tipul acesta de atitudine al clasei politice, despre asta... e vorba, și după asta vom sta să judecăm deciziile și mereu ne vom întreba, dom'le, dar de ce a fost așa? Asta a fost România în direct de astăzi. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă!